E să vedem dacă Cornea va rezista. Deocamdată Ionescu încearcă să ia centrul ringului acolo. Bună dreaptă pentru Ionescu. Cornea încearcă să lovească și el un pic haotic, dar deocamdată n-a reușit o lovitură, poate cu piciorul aici. Bună dreaptă pentru Cornea, nu foarte convingătoare, însă lovitură de picior îl scot din necaz, aș spune, îl scot din colțul ringului și îl pun într-o poziție mai bună în centru. Secundă de secundă, Cornea prinde curaj și dreapta aceea aruncată în capul adversarului, cred că îl face să spere mai mult. Iată, la 17 ani, forțând acolo cu lovitură de picior, Ionescu are ceva probleme, dar încearcă să reziste. Știe că dacă face pasul înapoi, adversarul va veni. Cornea, frumoasă, luptă, prinde curaj și se aruncă într-o ofensivă extraordinară. Iată, lovitură de picior la corp. Ionescu încearcă să fugă, dar e țintuit acolo în curs de 3 lovituri de genunchi care par îl face să nu mai poată pleca. Excelentă, excelentă, la 17 ani, ce tupeu are Cornea, care simte slăbiciunea adversarului. Îl prinde cu stânga și cu dreapta. Momente grele pentru Ionescu Silviu. Practic, pare a nu se putea apăra la acele lovituri de genunchi ce vin cu regularitate. Cornea simte și dă drumul în continuare la aceste lovituri. Dacă are un pic de luciditate să dea și un croșeu acolo, lucrurile se pot încheia repede. Ionescu primește și această dreaptă. Interesant startul acestei partide. Sigur că a depus și mult efort acolo Cornea. Să vedem dacă va putea termina repriza în regulă. Time! Iată, sunt probleme mari, sunt daune despre care vorbea patronul promoției, Gabriel Georgescu, după acele serii de lovituri care cred că i-au spart nasul acolo lui Silviu. Cornea își trage, își caută respirația de început de meci. Pare a fi în formă, pare a fi, iată ce bine se blochează. Face chiar pasă înapoi la timp. Primește însă și el o stângă, dar nu vrea să rămână dator. Auziți sfaturile din colț, chiar și antrenorul a simțit că altă încercare de lovitură cu genunchiul s-ar putea să nu se potrivească pe acest final de rundă. Cornea nu arată deloc rău. Silviu Ionescu mai primește o stângă și croșeul său e departe. Bun uppercut de stânga pentru Cornea, care are răbdare, își calculează bine loviturile. Poate în poziția aceea de gardă cu brațele jos îl sperie un pic pe antrenor, dar Paul, la 17 ani, pare avea o gândire superioară adversarului în meci și o liniște, un calm care te sperie un pic așa, gândindu-te că vine de la un puști de doar 17 ani. Încă o dreaptă. Suntem la 65 de kilograme. Hai să vedem dacă Ionescu va încerca să profite de experiența sa și să întoarcă soarta acestei dispute. Bun
Bun în stângă pentru Cornea, care face bine pasul înapoi, simțind lovitura adversarului, dar încearcă să schimbe tactica Ionescu, să se apropie de adversar cu multe lovituri la corp. Ionescu e din ce în ce mai harnic, au început să intre loviturile. Și iată, însă din nou este acea problemă pe care am mai avut-o și în prima repriză. Sigur, amândoi sângerează. De data asta, Paul Cornea este cel care are probleme. Ionescu pare a-și fi regăsit cadența, pare a se fi redresat acolo. Cum e? Și el? E ok? Ambii au primit îngrijiri și lupta se rea. Fight! Cornea își dă seama că trebuie să fie mult mai prudent. A câștigat doar o repriză, nu însă și meciul. Ionescu e insistent, are constanță în lovituri și încearcă să pună presiune pe adversar. Iată, lovit el cu genunchiul de această dată. Și noi am avut impresia că s-au ciocnit cap în cap acolo. Bun în croșeul de stânga pentru Ionescu. Bună dreapta acum pentru Claudiu, care, pentru Silviu Ionescu, care echilibrează această dispută. Încă o dreaptă ce intră prin Cornea. Atenție, este dominat clar și sângerează. E rândul său să aibă mari probleme. Un minut greu dus de Cornea, care primește multe lovituri. Se aruncă acum în atac, dă și el o stângă. Admirabil e acești doi luptători cum trag de ei, practic. Ionescu simte momentul și încearcă să găsească lovitura decisivă. Un pic fără idee aici Cornea, forțând și revenind la acele lovituri de genunchi care i-au adus atât de multe bucurii, să spunem așa, în prima repriză. E luptă de uzură aici. Cei doi cap în cap, practic fără gardă, se lovesc fără menajament. Și Ionescu a mai redus motoarele și începe să primească și el lovituri. Nu știu dacă e de ajuns și a făcut în primul minut și jumătate al unei runde pe care părea că o domină, numai că acest Cornea are resurse. Cei doi sunt la capătul puterilor și cred eu că decisivă va fi ultima rundă. Cornea forțează, dar nu mai găsește acest... decisivă pentru stabilirea câștigătorului la 65 de kilograme. Cei doi nu s-au menajat deloc, s-au lovit puternic. Hai să vedem care va fi mai clar în acțiuni în această repriză a treia. Cornea încearcă să se apropie pentru a da drumul la lovitura de genunchi, și în prima repriză l-a adus pe Ionescu aproape chiar de abandon. Acesta însă și-a revenit admirabil și de a doua repriză a dominat lupta. Thank you.
Bună dreaptă aruncată de Cornea, peste umărul adversarului, prinzându-l un pic și pe pas înainte. Bine, un 2-ul pentru Ionescu, dar Cornea răspunde încă o dată. Din nou, fără menajamente, cei doi luptători se bat serios unul pe celălalt în încercarea de a obține decizie. Uneori prea mult induse ideea asta de a lovi cu genunchiul în capul lui Cornea și nu face altceva decât să încerce să-și tragă adversarul spre genunchiul său. Pare a-l domina un pic fizic Cornea pe Ionescu. Un singur genunchi. Ați auzit ceea ce a spus arbitrul? Lovești doar cu un genunchi. Oh, atenție! Aici, practic, prin acea lovitură, mai avea puțin și își trimitea adversarul printre corzii de ringuri. Un pic dominat fizic, Silviu, și se vede asta, face tot timpul pasul înapoi. Cornea simte că îl deranjează serios cu acea lovitură de genunchi, dar îi încasează un uppercut de dreapta, în plină figură. Rămâne în fața lui Ionescu, care probabil va încerca să lovească din nou pe brațe, un pic mai tehnic, un pic mai bine Ionescu. Nu știu câtă forță, câtă vigoare mai are în el pentru a putea câștiga meciul. Din nou Cornea pare a ști una și bună să dea drumul la lovitura de genunchi. Brațele însă Cornea nu le mai poate ridica. Dar nici Ionescu nu mai are loviturile de la, din repiza precedentă. Cornea din nou trimis către colț pentru a fi văzut de doctor. Ionescu de-abia am avut impresia că s-a agățat de colții de ringului. Cei doi sunt aproape de finalul forțelor, dacă nu au pierdut deja. Dar nu mai contează, mai sunt câteva reprize și cred eu că nimeni nu mai poate face ceva important, deși dreapta lui Cornea pare a încerca să schimbe această situație. S-au bătut zdravă în cei doi. Ionescu cred că a căzut mai repede fizic în această repriză, care trebuie să se termine. În atac e Cornea, cel care...